Prisma numărul 5 nu este bună pentru descompunerea polonilor. Dar o să vedem prisma numărul 7. Vom așeza această prismă chiar aici și vom încerca să vedem dacă lumina albă naturală, ia uite, perfect, se descompune în 7 culori. Vă rog să veniți să vedeți. Este vorba de descompunerea luminii. Uitați-vă. Ceea ce trebuie să vede acolo este practic descompunerea luminii albe trecută printr-o prismă care trece prin 7 culori. Practic se descompune în ceea ce noi numim astăzi curcubeul. Vreau să vă uitați și la voastră. Exact. Luminile curcubeului vor bun ineșiți. Foarte mare grijă. Era așezată perfect, dar acum este și mai bine. Această lumina curcubeului descompusă în mai multe culori poate face. Ok, domnilor, suntem martori unui experiment foarte, foarte important. Am să încercăm cu această prismă. În acest moment am să redrez un pic. Ales. Da. Te rog să mă țin mai la dreapta. Ușor. Nu? Nu. Mai la stânga. Să se constateze. Prisma aceasta nu este bună. Alex, te rog să-mi dai prisma numărul 7. Vom pune prisma numărul 7. Numărul 7, da? La loc. Ei, în acest moment, vă rog să veniți să vedeți.